Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă ați apăsat pedala de accelerație ascultând piesa asta, ați greșit. Mă rog, în traficul din București n-ai ce să apeși. Adică apeși pedala de accelerație 1,5 metri până când te oprești din nou, că asta e, oricum se merge în coloană. Fostul pilot de raliuri Titi Aur, acum instructor de conducere defensivă, cere autorităților un plan urgent pentru limitarea accidentelor rutiere. România pierde anual de la buget ca urmare a accidentelor rutiere aproximativ 3,3 miliarde de euro costuri sociale și încă 1,5 miliarde de euro prin sistemul de asigurări, scrie Ager Press. Iată ce spune Titi Aur, citez: domnule prim-ministru, domnule ministru al transporturilor și infrastructurii, dacă nu inițiați urgent un astfel de plan, va mai curge mult sânge pe șoselele din România. Și eu, spune Titi Aur, mă simt obligat să vă atrag atenția că există soluții pentru reducerea reală a accidentelor rutiere, dar este necesară voință politică. Am încheiat citatul. Titi Aur este la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce trebuie făcut? Păi, pot să spun că în ultimii 10 ani conduc împreună cu colegii mei practic un proiect de cercetare și avem și o infrastructură de cercetare pentru siguranță rutieră, în mod special pentru conducerea defensivă. Un proiect de 12 milioane de euro și făcut și cu fonduri europene și avem o echipă foarte mare și importantă de trainer, specialiști în siguranță rutieră și tot felul de piloți, cascadori și așa mai departe. Colaborăm cu multe firme și avem următoarea concluzie. Dacă de la Revoluție până acum drumurile sunt insuficiente, nu sunt bune, nu sunt, dar totuși sunt din ce în ce mai bune, se mai fac și autostrăzi și se îmbunătățesc drumurile, dacă mașina este din ce în ce mai bună pentru că a evoluat pe plan mondial din punct de vedere siguranță și activă și pasivă și sisteme active și sisteme pasive și mașina este din ce în ce mai sigură, sistemul de intervenție de urgență este din ce în ce mai bun și acum vine un spital mobil la accident, înainte te lua unul, te punea pe bancheta din spate și dacă ajungeai întreg la spital, ajungeai, dacă nu, nu. Acum, practic, asistăm la resuscitări reușite și la multe intervenții reușite. Pregătirea celui care circulă pe stradă, și aici mă refer la toate categoriile de participanți la trafic, pietoni, bicicliști, trotinetiști, motocicliști, șofer, bineînțeles, conducători auto și nu în ultimul rând pasagerii din mașină, pentru că nu știm să fim nici pasageri. Adică pregătirea toată este la pământ. Este din ce în ce mai rău, mult mai rău ca înainte de anii 90, mai rău ca în anii 80 și nu se face nimic în acest domeniu. Nu știm să fim nici pasageri, spuneam. Adică ne urcăm în autobuz, șoferul se uită în telefon sau numără banii între două comune sau face, eu știu ce nebunii, merge cu viteză și pasagerii stau, ei cred că așa e normal și nu fac nimic pentru că ei cred că așa trebuie. Nu știm să circulăm pe stradă pentru că la școala generală nu se mai face nimic sau în școala primară, generală, liceu, nu se mai face nimic și înainte se făceau lucruri, adică siguranță rutieră și școala de șoferi, spuneam, este mult sub nivelul anilor 80. Mai mult în toată lumea și în toată Europa, dar în mod special în lumea civilizată, în Europa, în America, în Canada, se fac, după școala de șoferi, se fac tot felul de forme de pregătire. Cursuri de conducere defensivă, se face protecția muncii în toate instituțiile, nu doar cele de transport, ci unde ai conducători auto, se fac campanii bine gândite. La capitolul pregătirea participantului la trafic și în mod special a șoferului, suntem la pământ. Dacă da. În acest domeniu se vor face niște lucruri, în sensul de un plan foarte bine organizat, avem o șansă să scadă numărul de accidente. Dacă nu, vom asista în continuare la acest război și cu cei 4-5 morți, cu cei 10 răniți grav și cei 70-80 de răniți ușor în fiecare zi. Eu pot să confirm și cred că și George poate să facă asta. Noi doi am fost la cursurile de conducere defensivă la dumneavoastră cu mulți, mulți ani în urmă și ne-au schimbat stilul de conducere. Niciunul dintre noi nu a comis vreun accident rutier din vina noastră. Adică nu am fost implicați, n-am provocat nimic niciodată, dar într-adevăr se schimbă stilul de conducere. V-aș întreba, domnule Titi Aur, de ce credeți că guvernele României ignoră astfel de cereri și nu fac ce trebuie făcut ca să nu mai moară mii de oameni pe șoselele noastre fiecare an? Foarte greu de spus la nivelul guvernului de ce nu se face, dar pot să vă spun punctual, în Ministerul Transporturilor, la Direcția de Transport Rutier,
doamna directoare generală Adriana Calapi se opune categoric, de exemplu, acestor cursuri de conducere defensivă. Există o lege, legea 20 din 2022, deci de 2 ani și un pic, la care nu s-au făcut norme până acum pentru că nu se dorește. Sunt anumite persoane care nu vor, se ascund pur și simplu după birou. Dar de ce? Adică, care e explicația? Ce pierd? Asta e greu de spus. De asta am încercat să trag acest semnal de alarmă public, pentru că nu există nici o explicație logică. Se apelează la tot felul de tertipuri. De exemplu, când s-a discutat acum o lună și ceva, două luni în Parlament, un nou proiect de lege tot despre conducerea defensivă, a venit domnul Ștefănescu de la Cotar, președinte Cotar, și a făcut un scandal în Parlament că ei nu vor, transportatorii nu vor așa ceva, dar fără poate să că fie... se gândesc că e o chestiune de costuri, poate se gândesc că nu există suficiente locuri în care s-ar putea face astfel păi de nu. cursuri. Tocmai că această lege sau prin această lege se acordă acea facilitate fiscală să se poată deduce costul unui astfel de curs. Tocmai că o astfel de lege ar face să se creeze o infrastructură generală în toată țara, pentru că la mine, la noi, facem în jur de 10.000 de conducători auto pe an. Asta înseamnă o mică, mică, mică picătură de apă. Mai sunt și alți colegi de-ai noștri, mai fac și aia probabil 10-20 de mii pe an. Dar cu 20 de mii pe an, ca să ajungi la 9 milioane de șoferi, înseamnă niște 10 sau niște sute de ani, nici n-am calculat. Și plus că trebuie să repeți odată la 3 ani. Deci dacă autoritățile ar face ceva, dar nu doar despre aceste cursuri de conducere defensivă este vorba. Este vorba despre educația rutieră în școala generală. Acum se vine și se afirmă, da, dar face poliția rutieră, da, dar fac ONG-urile. Da, într-adevăr, fac niște lucruri foarte bune. Și poliția rutieră și anumite ONG-uri. O altă mică picătură de apă. Eu vorbeam de educarea tuturor copiilor. Și cel din ultimul Cătun, și cel de la Jean Monnet din Primăverii, din București, să primească acele informații despre cum să circule în siguranță pe stradă. Pentru că avem 120 de copii care mor în fiecare an în România, iar țările nordice au ajuns la 0 copii morți în accidente rutiere. Și pe nimeni nu sensibilizează povestea asta. Avem 1600 de morți, avem, după noile criterii, 4000 de accidentați grav și avem vreo 30 și ceva, 35 de mii de accidentați ușor în fiecare an, la modul general, iar copii avem 120 de copii morți. În loc să facem ceva, să educăm, să învățăm cum să treacă strada, să învățăm cum să stea în mașina părinților, să învățăm șoferii cum să prevină și, bineînțeles, acest sistem de educație împletit și bine coordonat, corelat cu un sistem de coerciție, pentru că doar prin educație nu vom reuși să reducem foarte mult. Trebuie să vină și sistemul de coerciție, dar prima dată trebuie să-l înveți și pe urmă să-l sancționezi pe conducătorul auto care nu respectă ceva. Deci acest proiect se poate face, există soluții, sunt trei categorii de soluții. Unele care se fac repede doar din pix, niște legi, dar trebuie voință politică, care se fac de pe o zi pe alta aproape. Pe urmă sunt niște măsuri medii, să zic, ca și implicare, ca și costuri, dar care aduc profit, nu costă, culmea, scade cheltuiala de la buget, nu costă. Și pe urmă vorbim despre acele sisteme automate, despre acele semafoare inteligente, despre autostrăzile și, eu știu, sistematizările făcute ca să fie, să zic, eficiența maximă, dar acolo, într-adevăr, e o vorba și de timp și de bugete. Dar sunt măsuri care pot fi luate repede și sunt unii care se opun pur și simplu. Cum se opun? În primul rând nu răspund. De exemplu, secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, care răspunde de acest lucru, după o discuție de 5 ore, acum un an jumate, a dispărut pur și simplu. Nu mai vrea să audă de acest subiect. Mulțumesc foarte mult, domnule Titiaur. Poate că acum Ministerul Transporturilor va răspunde în sfârșit. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.